Vă salut, dragi prieteni! Iată-ne din nou la uh, un live, <coughs> o discuție, pentru că aștept întrebările dumneavoastră despre același subiect favorit al, uh, al fraților și surorilor noștri dragi, poate mai mult a fraților, uh, despre batic. Uh, am discutat seară, uh, am primit foarte multe întrebări, am încercat să uh, răspund la unele dintre ele. Uh, în live-ul din seara aceasta aș dori să sumarizez puțin felul în care văd eu din scriptură problema baticului. Uh, multe persoane au comentat și pe YouTube și pe Facebook că uh, n-am fost uh, foarte axat pe scriptură. Eu cred că am fost axat pe scriptură, doar că am spus de la bun început că live-ul de aseară a fost despre fenomenul baticului, nu a fost despre ce spune scriptura despre batic. Și cred că am fost axat pe scriptură pentru că uh, atunci când cineva vorbește despre batic și răpire... Eu tratez chestiunea răpire, cum spune Sfânta Scriptură, pentru că în Biblie nu există nicio legătură între batic și răpire. Sau când cineva vorbește despre uh, batic și mântuire, Biblia nu spune nimic despre mântuirea prin batic. Și atunci eu fac referire din scriptură la mântuire. Uh, așadar, eu încerc să răspund uh, la anumite întrebări și preocupări sincere pe care le au anumite persoane legate de subiectul acesta. Deci, nu știu dacă ar trebui să fiu acuzat că sunt sensibil la faptul că. Anumite persoane au anumite confuzii legate de problema asta a baticului și le exprimă și eu răspund acestor chestiuni. Deci nu știu dacă chiar e normal să fiu acuzat pentru lucrul ăsta. Dar zic doar ca fapt divers, nu mă deranjează cu absolut nimic, nu este niciun fel de uh, problemă. Uh, voi avea 10 uh, sau 11 puncte în ziua aceasta pe care aș vrea să le tratez în legătură cu subiectul acoperirii capului a baticului. Uh, primul punct este Baticul și Evanghelia. Anume că Baticul, purtarea sau acoperirea capului nu are nimic cu mântuirea sau cu răpirea noastră. Să fie foarte clar, cred că am trasat destul de clar lucrul acesta aseară. Uh, ce aș mai adăuga acum este un răspuns la obiecția unora care spunea un felul următor. Bun, da, uh, poți să trăiești în păcat, să nu respecti cuvântul lui Dumnezeu și să fii mântuit. Uh, ce vreau eu să spun este că fiecare dintre noi falimentăm în împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu în anumite privințe. Da? Și asta nu înseamnă că datorită falimentelor și greșelilor noastre de care ne pocăim și de care ne cerem iertare înaintea Domnului și pe care le mărturisim și înaintea Domnului și poate și înaintea fraților, depinde de cui i-am greșit, asta nu înseamnă că datorită falimentelor noastre noi ne pierdem mântuirea și nu mai suntem răpiți. Și este foarte interesant că persoanele astea care aduc chestiunea mântuirii și a răpirii în discuție cu acoperirea capului, insistă obsedant să vorbească despre mântuire în legătura cu capului, da? Nu cu multe, 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 multe alte lucruri și păcate foarte clare despre care vorbește de Sfânta Scriptură. În Biblie n-am găsit nicăieri păcatul neacoperirii capului. Deși eu am spus și în live-ul trecut și se pare că unii n-au înțeles lucrul acesta ca o paranteză, că eu cred că Sfânta Scriptură învață acoperirea capului. Așadar, Evanghelia este vestea bună a mântuirii noastre prin Domnul Isus Hristos. Faptul că Domnul Isus Hristos a absorbit mânia Tatălui pe care noi meritam pentru păcatele noastre, faptul că Domnul Isus a satisfăcut dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu care cerea să fim nemiciți odată pentru totdeauna, el a împlinit legea lui Dumnezeu într-un mod perfect și desăvârșit, fiind singurul om perfect și desăvârșit și a făcut lucrul acesta ca reprezentant al nostru, al noi umanități pe care el a răscumpărat-o prin jertfa lui și ca substitut a stat în locul nostru când a săvârșit lucrarea răscumpărării. Și jertfa Domnului Iisus Hristos este suficientă pentru mântuirea noastră și ea ne pune pe o traiectorie de sfințire, de creștere spirituală ascendentă, de transformarea noastră în asemănare cu persoana Domnului nostru Isus Hristos, iar de săvârșirea o vom câștiga când vom fi în cer. Da? și repet, cu excepția la 1 Corinteni 11, nu există niciun pasaj în Sfânta Scriptură care vorbească despre acoperirea capului. El este suficient pentru a învăța despre lucrul acesta, dar a face, uh, a, mai degrabă a ignora sute, 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 sute de uh, pasaje despre sfințirea practică și a reduce totul răpirea, mântuirea la purtarea sau nepurtarea baticului, mi se pare un lucru extrem de periculos. Al doilea lucru, baticul și inima. Este un chestiune pe care n-am spus-o așa. Și aș vrea să mă ascultați foarte bine. Uh, Într-o biserică din care am făcut parte, fratele păstor a spus în felul următor. Și Fratele păstor, apropo, nu era pentru acoperirea capului Dar a spus în felul următor Du-te acasă, citești Scriptura cu soțul tău 1 Corinteni, capitolul 11 Și după ce citiți amândoi Sfânta Scriptură uh, Hotărâți-vă sau spuneți ce ați înțeles cu privire la acoperirea capului Dacă trebuie sau nu ca soția să, pe, să poarte uh, batic sau o acoperitoare Și dacă ai înțeles... Că trebuie să-ți acoperi capul și tu nu-ți acoperi capul. Prin asta arăți că ai o problemă cu inima. Tu ai o problemă cu supunerea față de cuvântul lui Dumnezeu. Tu ai o problemă cu a-ți așeza ceva pe cap datorită faptului că ce o să zic alte surori, că cum ești văzută de nu știu cine și așa mai departe. Deci problema ta este inima. Și s-ar putea ca tu să nu faci nimic altceva decât să-ți cauți justificări. Să cauți un personaj care să vină cu o teorie, cu niște explicații culturale, exegetice, cu o anumită hermeneutică interesantă care să te justifice pe tine ca să nu împlinești ceea ce tu ai înțeles singură din Sfânta Scriptură că trebuie să împlinești. Asta este problema. Problema este și vreau să subliniez lucrul ăsta cât pot eu declar. Problema principală este o problemă de inimă, dragii mei. Problema principală nu este dacă îți pui sau nu spui ceva pe cap. Este important dacă asculți Dumnezeu în privința asta, dar problema principală este o problemă de inimă. Care este inima ta față de Dumnezeu? Este inima ta față de Dumnezeu o inimă deschisă, doritoare, care să împlinească tot ce spune Dumnezeu, da sau nu? Asta este întrebarea finală, da? Sau -ți cauți. Uh, cauți persoane care să spună exact ce îți dorești tu. Și te bucur când auzi o explicație care să justifice o neascultare. Antecedenta ta, cu alte cuvinte, tu nu ascultai de Dumnezeu în privința acoperirii capului și înainte ca să găsești explicația, aia. doar că acum ai găsit o explicație și ai găsit pe cineva care promovează o teorie care te justifică pe tine. Și de fapt, fii sinceră cu tine însăți. Fii sinceră cu tine însăți. Este poziția ta o poziție pe care tu ai dobândit-o citind Sfânta Scriptură sau este poziția ta o poziție pe care tu ai preoluat o de la cineva doar ca să justifici o stare a inimii tale? Și știi, chestiunea cea mai importantă în privința aceasta este... Dacă tu ai inima deschisă, dacă ai dispoziția, predispoziția, înclinația aceea lăuntrică față de Dumnezeu de a asculta de tot ce spune Dumnezeu, asta e lucrul cel mai important. Asta e lucrul cel mai important. Iar dacă nu o ai, tratează lucrul ăsta. Nu te ocupa întâi de acoperirea capului, că poți să-ți acoperi capul din vinovăție. Poți să-ți acoperi capul pentru că vorbesc ceilalți ceva. Poți să-ți acoperi capul ca să fii și tu în rând cu sororile din biserică. Poți să -ți acoperi capul ca nimeni să nu te ce într-un fel sau altul. Dar n-ai rezolvat problema inimii tale înaintea lui Dumnezeu. Inima ta care vede un lucru extraordinar de greu ca să-ți acoperi capul. Da? Deci, problema este întâi la inimă. Tratează chestiunea inimii. Și poate ăsta e cel mai important lucru pe care am vrut să-l spun, în live-ul ăsta. Ăsta e cel mai important lucru. Care este inima ta înaintea lui Dumnezeu? Ești dispusă ca studiind cuvântul lui Dumnezeu și descoperind ce îți spune Dumnezeu. Să faci exact ce spune Dumnezeu sau, cum am spus, cauți justificări, cauți apărători, cauți explica explicații care mai de care mai alambicate, care să pară să aibă o formă de înțelepciune și care să te justifice în starea în care tu te găsești deja și în care vrei să rămâi. Al treilea lucru, bate cu și ipocrizia. Care este restul vestimentației tale? Uite, poate ești o fată care crezi în acoperirea uh, capului și au fost câteva fete care au militat așa cu putere pe YouTube pentru acoperirea capului și mă văd pe mine un fel de, nu știu, apostol al libertinajului și așa mai departe. Și eu am spus foarte clar că eu cred în acoperirea capului. În fine, sunt unii persoane care, indiferent cât de clar ești, pur și simplu nu pot să înțeleagă ce spui. Asta este, m-am resemnat cu acest uh, adevăr, cu această realitate tristă uh, și pur și simplu nu mă mai las afectat de lucrul ăsta. Ce să fac? Uh, dar care este restul vestimentației tale? Cum arată restul vestimentației tale? Pentru că eu aș spune că dacă tu nu-ți acoperi capul, e foarte posibil să nu faci niciun fel de diferență pentru cei mai mulți oameni din jurul tău. Dar dacă ești indecentă și asta înseamnă nu doar prin faptul că hainele tale sunt prea scurte, ci poate și prea strâmte sau poate uh, într-un mod în care pune în evidență corpul tău în, uh, într-un fel în care n-ar trebui să-l pună, da? Scoate în evidență ceva ce tu ar trebui să păstrezi doar pentru soțul tău. Și atunci, oare nu cumva ți-ai pus nu doar o acoperitoare pe cap, ci ți-ai pus o acoperitoare pe conștiința ta, așa încât clopotul justiției divine să nu mai sune în capul tău și să spună Hei, este un dezechilibru mare în viața ta. Ai cap acoperit dar n-ai sâni acoperiți. Ai capul acoperit, dar uh, spatele nu-ți suficient de acoperit sau e acoperit, dar e atât de acoperit și de strâns pe tine cu ce-ai acoperit, încât e ca și cum ai fi fără nimic pe tine. Și vreau să spun deschis lucrurile astea. Sunt atâtea persoane care își acoperă capul și care sunt de o indecență, strigătoare la cer. Strigătoare la cer. Și sunt persoane care nu își acoperă capul și care sunt persoane foarte decente. Te întrebi pe tine ce ai prefera. Te întrebi pe tine ce ai prefera. Și te las să-ți răspunzi. Da? Vreau să meditez la punctul acesta, al treilea, la baticul și ipocrizia. Vreau să meditez la lucrul acesta. Al patrulea lucru, baticul și, și mărturia. Foarte multe persoane insistă să vorbească despre mărturie. Te rog să-mi arăți din Sfânta Scriptură, tu care vorbești despre batic și despre mărturie... Unde în Sfânta Scriptură se vorbește despre uh, mărturie prin batic? Unde în Sfânta Scriptură? Singurul pasaj din Sfânta Scriptură, în Corinteni 11, nu spune nimic despre mărturie. Absolut nimic. Unii zic, da, dar în Corint femeile care nu s-acopereau erau ca niște curve. Nu, da, se spune că în cultura din Corint femeile care se tundeau, care se rădeau erau ca niște curve. Nu femeile care aveau părul lung. Din potrivă, Pavel argumentează. Că e normal pentru femei să aibă părul lung și pentru un bărbat nu este normal lucrul ăsta. da. Uh, și plus că Pavel nu menționează nimic despre cultura din Corint și așa mai departe. Biblia uh, nu leagă mărturia de acoperirea capului. Biblia leagă mărturia de trăirea noastră. Pentru că oamenii văzând faptele voastre bune să slăvească pe Dumnezeu. Iar Petru spune să dea slavă lui Dumnezeu în ziua cercetării. Cum? Prin fapte bune. Niciodată Biblia nu vorbește despre batic. Vezi, unii din disperarea de a găsi orice sprijin, orice argument pentru a promova acoperirea capului, aduc tot felul de argumente în astea aberante. Și din punctul meu de vedere, noi, cei care suntem de acord cu acoperirea capului, noi pierdem bătălia, dragii mei. Pierdem bătălia pentru că în loc să argumentăm cu textul Scripturii, noi argumentăm cu tot felul de argumente care vin din mintea noastră. Și pierzi bătălia. Deci vrei să faci un bine, dar faci un rău mai degrabă. Pentru că aduci argumente care nu sunt din Sfânta Scriptură. Și cei care te ascultă nu te mai pot lua în serios. Pentru că tu îi faci să nu te ia în serios. Asta este problema. Cineva mă întreabă dacă ascultăm același video. Nu, nu ascultați același video. Este cu totul alt video, da? Iosif Croitorul ăsta e fratele meu. Revin. Mărturia E foarte clar legat în Sfânta Scriptură de caracter, de conduită și de un caracter creștin și de o conduită creștină. Al cincilea lucru, bate cu și exagerările. Cum am spus și aseară, sumarizez și acum, terminați cu absurditățile astea care nu se găsesc nicăieri în Sfânta Scriptură. Cu câte noduri, cu ce culoare, cât de gros, cât de lung, cât de lat și așa mai departe. Deci, e penibil, la propriu. Nu știu ce să comentez altceva. Dar aș vrea să fac un comentariu aici. Este o situație pe care o cunosc de aproape, chiar să zic așa personal, în care o doamnă necredincioasă, um, care îi angajată într-un loc în care se fac avorturi, a vorbit despre femei credincioase, pocăite, cu batii care s-au dus la avort sau femei care s-au dus la plajă cu batic. Deci suntem, cum să zic, chestiunile astea îi fac pe oamenii din lume să ne bajocurească în ultimul hal. Să ne vadă ca niște bigoți, ca niște oameni ratați, rămași în urmă și așa mai departe. Domnule, astăzi, lucruri care se fac public și ar trebui să ne delimităm cu toată seriozitate de asemenea lucruri. Sunt lucruri strigătoare la cer. Sunt lucruri strigătoare la cer. Sunt niște exagerări, pur și simplu. Așa sunt la lucru, baticul și frica de a scăpa lucrurile de sub control. Am citit câteva comentarii, mi-au fost adresate câteva comentarii, în care anumite persoane spuneau... <coughs> a, păi chiar și ieri, știți că cineva a comentat aici, dacă ați citit din comentarii, dacă nu, n-ați pierdut nimica. Spunea, Păi, de ce să nu vin acum surorile în chiloți la biserică? Și ce e interesant, eu vorbeam despre acoperirea capului și mintea lui s-a dus la chiloți. Și, cum am spus aseară, cred că am avut dreptate în faptul că unele persoane au probleme mult mai grave decât acoperirea capului la femei. Și, de fapt, folosesc chestiunea asta, au pornit războiul ăsta cu acoperirea capului la femei, pentru a ascunde alte probleme foarte grave pe care le au, cu pornografia, cu uitatul după femei și așa mai departe. Cum i-a ajuns mintea la individul ăsta de la acoperirea capului la chiloții surorilor care intră în biserică? Nu pot să-mi dau seama. A, și da, există o grămadă de cazuri în care surorile poartă batic, dar li se, se văd chiloții foarte clar prin fustă. Adică, e evident, da, n-au avut nici măcar, nu știu, decența asta de a din punctul meu de vedere, este lipsit de bun simț. Este indecent chiar și din punct de vedere al standardelor lumii acestea, dar în minte, din punct de vedere al standardelor creștine, da? Uh, frica asta că dacă vorbești despre batic, cum spune Biblia, să vorbești despre batic, ar lăsa lucrurile să scape de sub control, este o frică neîntemeiată. Hai să vă spun de ce. Uh, asta le ține pe surori indecență vestimentară? faptul că își pun batic. Nu înțeleg ce anume se întâmplă în mintea unei femei dacă ar ajunge, de exemplu, la convingerea că nu mai trebuie să poartă batic. De ce crezi tu că din momentul ăla o să-și lase sânii la vedere, o să meargă cu fuste mini, o să arate tot corpul la toată lumea? Deci ce te face pe tine să crezi lucrul acesta? Sunt o sumedenie de femei din lume care nu se cred și care nu poartă batic și nu sunt indecente. De ce este legat autocontrolul de purtarea, de acoperirea capului? Vedeți că Pavel nu folosește argumentul ăsta de tot. Singurul argument la Pavel, acolo este un argument de autoritate. O arătare a autorității. Asta e tot. Nu de mărturie, de mântuire, de răpire, de echilibru spiritual, de sfințire și alte lucruri de felul acesta. A șaptelea lucru. Baticul și supunerea. Aud continu lucrul ăsta. Baticul este un semn al supunerii. Baticul este un semn al supunerii. Biblia nu spune așa ceva. Știu că pentru unii dintre dumneavoastră lucrul ăsta pare uh, atât de contrar a ceea ce vi s-a predicat zeci de ani de zile. Biblia nu spune așa ceva. Biblia nu spune că este un semn, un semn al supunerii ei față de cine. Și acele lucruri sunt foarte confuze. Un semn al supunerii față de cine? Față de orice bărbat? Un semn al supunerii față de tatăl ei? Un semn al supunerii față de păstori, un semn al supunerii față de soțul ei, un semn al supunerii față de ce? Evident, unele persoane spun, domnule, cum adică nu este un semn al supunerii? Pentru că noi citim în 1 Corinteni, în capitolul 14, lucrul ăsta, că este un semn al supunerii. Probabil că ați auzit deja lucrul ăsta, că în limba greacă nu există semnul ăsta de cuvântul semn. Nu există, pur și simplu. Dar spune aici așa, de aceea, din cauza îngerilor, femeia trebuie să aibă Uh, un semn de autoritate pe capul ei sau să aibă autoritate pe capul ei. Da? Și atunci. Uh, o femeie, foarte clar, că o femeie poate să-și acopere capul și să nu se supună bărbatului ei. Uh, cineva comenta și spunea, domnule, sunteți atâta bărbați, conduceți de femei și vreți ca femeia să aibă acoperitoare pe cap în timp ce ea vă conduce pe voi? Uh, N-ar fi asta un mesaj fals pe care l-a transmite femeia? Nu, nu, pentru că dacă te uiți în context, acolo Apostolul Pavel vorbește despre o structură de autoritate pe care a stabilit-o Dumnezeu în univers, da? Dumnezeu este capul lui Hristos, Hristos este capul bărbatului, bărbatul este capul femeii, da? Și vorbește despre soț și soție. Este o structură de autoritate pe care a stabilit-o Dumnezeu. Și atunci, dacă ai un soț care este mai, nu știu, unii chiar așa sunt, e mai black, hai să fiu direct, e mai moale, da? Tu tot trebuie să recunoști structura de autoritate pe care a stabilit-o Dumnezeu în univers. Este real că el se poartă ca un cap. Că el este cap în familie. Faptul că el nu se poartă ca un cap, asta este cu totul altceva. Dar nu schimbă cu nimic realitatea că Dumnezeu a stabilit o structură de autoritate în Univers și asta este neschimbătoare. El este cap în familie. Iar tu arăți, prin acoperirea capului, că respecti această structură de autoritate a lui Dumnezeu, indiferent de felul în care se poartă sau nu se poartă bărbatul tău. Da? Ceea ce tu. Spui ceea ce tu dovedești, ceea ce tu arăți. Este o recunoaștere, o acceptare, o așezare sub structura de autoritate stabilită de Dumnezeu în Univers. Tu nu arăți ceva despre bărbatul tău. Este irrelevant bărbatul tău în chestiunea asta. Este complet irrelevant. Dacă vrei să arăți supunere față de bărbatul tău, trebuie să te supui practic lui, așa cum cere scriptura. Nu să spui acoperitoare pe cap. Acoperirea capului are rolul de a recunoaște în adunare. Structurile de autoritate sau structura de autoritate pe care a uh, lăsat Dumnezeu. Uh, al optelea lucru, bate cu și pricine de potegnire. Cineva spunea, Domnule, să poarte din pricine de potegnire. Mi se pare exact aceeași argumentare a disperării. Să nu fie o pricine de potegnire pentru alții. Nu înțeleg în ce fel ar putea să fie o pricine de potegnire pentru alții. Nu ăsta este motivul. Pavel nu spune să poți batic ca să nu fie o pricine de potegnire pentru surorile în vârstă sau pentru nu știu ce bărbați. O pricină de potecnire ești dacă ești cu sânii la vedere, dacă îți scoți uh, formele în evidență. Atunci puteți să spui că ești o pricină de potecnire, da? Dar nu că uh, faptul că ai sau nu ai capul acoperit este o pricină de potecnire. Unii zic, a, vezi, păi te contrazici. Acum erai uh, pentru acoperirea capului, acum spui că nu mai trebuie să-și acoperi capul. Repet, înțelegeți că vorbesc în limba română. Nu spun că surorile nu trebuie să-și acopere capul în închinarea bisericii. Trebuie să o facă spun doar că argumentul că trebuie să facă lucrul ăsta pentru a nu fi pricin de puticnire nu există în Biblie. Este un argument fals. Eu nu trebuie să fac lucruri ca să nu fie o pricină de potignire. Vă întreb pe dumneavoastră dacă s o pricină de potignire că mi-am schimbat geamurile de termopan la casă. Trebuie să le dau jos ca să nu fie o pricină de potignire? Dacă s o pricină de potignire pentru felul în care sunt tuns, trebuie să mă tun cum vor al alții. Dacă luăm tunsoarea, da? Dacă s o pricină de potignire pentru cineva că am părul așa, pentru altul că l-am invers, pentru altul că l-am prea pentru că atunci ce fac? Atunci ce fac? Eu mă las condus de pricine de potignire? Deci eu nu prea înțeleg uh, chestiunea asta cu pricine de potecnire. Nu prea o înțeleg. Adică cum? Cei care văd pricine de potecnire în orice lucru încep să ne dicteze nouă viața personală, familială, religioasă, socială, de orice natură sau în orice aspect, doar pentru că ei văd pricinile de potignire? Mi se pare aberant. Eu nu găsesc în Biblie nicăieri uh, nu găsesc în Biblie nicăieri modul ăsta de a interpreta chestiunea uh, pricinii de poticnire, da? Deci nu este motivul pentru care trebuie să cineva să-și acopere capul. Uh, al nouălea lucru pe care l-a spus este spre batic și acoperirea capului și fetele tinere. Întreagă te-am spus lucrul acesta, Apostolul Pavel, argumentele pe care Apostolul Pavel le folosește în 1 Corinteni, capitolul 11, zice, fac referire la femeia căsătorită. Uitați, zice, pentru că el spune așa, în versetul 1. Pentru că nu bărbatul este din femeie, ci femeia din bărbat. Nu Adam este din Eva, ci Eva a fost luată din Adam. Da? Deci vorbește despre soț și soție. Versetul următor. Și pentru că și bărbatul nu a fost creat pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Dumnezeu a făcut pe Eva pentru Adam, nu pe Adam pentru Eva. Ea i-a fost făcut ajutor potrivit. Deci e vorba de soț și de soție. Da? De aceea, din cauza îngerilor, femeia aceasta, adică soția, să aibă un semn de autoritate pe capul ei. Totuși, în Domnul nu este nici femeie fără bărbat, adică soț fără soție, nici bărbat fără femeie, adică nici. Uh, da, soț fără soție sau soție fără soț E foarte clar, nu spune uh, nu este tată fără fică. Nu are nicio legătură. E vorba despre relația soțului cu soția. Foarte clar lucrul ăsta, din tot contextul ăsta. Când spune că uh, bărbatul este capul uh, femeii, se referă la soț care este capul soției sale. Păstorul nu este capul surorilor din biserică. Eu nu sunt capul vecinilor mele. Eu sunt capul soției mele. E foarte clar despre uh, relația dintre soț și soție. Așadar, din punctul meu de vedere. Uh, unii au spus, domnule, trebuie să le învățăm pe fete din mici ca să nu se răzvrătească când îți mari și așa mai departe. Eu nu cred în argumentul ăsta. De ce? Pentru că nu este în Biblie, nu e folosit de Apostolul Pavel. Este o frică neîntemeiată, o lege instaurată din niște oameni care nu cred în puterea de convingere a Cuvântului Dumnezeu. De fapt, îi demonstrează că nu au argumente din Cuvântul lui Dumnezeu, nu au studiat suficient Cuvântul lui Dumnezeu, nu știu să argumenteze biblic lucrul acesta, și atunci vorbesc de pricini de potignire, că o să vină dezbrăcate la biserică, că ce exemplu, dau și tot felul de argumente în felul acesta, care nu au niciun temei în Sfânta Scriptură, repede 100 de ori lucrul acesta dacă este necesar ultimul lucru, bate cu și îngerii. Care treaba cu îngerii? Din pricina îngerilor. Se pare că unii sunt foarte stresați de ceea ce uh, văd îngerii, da? Uh, foarte, foarte interesați, foarte preocupați de îngeri oameni. Foarte interesant. Ce treabă au îngerii aici? Din punctul meu de vedere este vorba de îngeri. Unii zic că este vorba de îngerii căzuți, care n-au respectat structura de autoritate stabilită de Dumnezeu. Unii spun că este vorba de uh, îngerii buni. Indiferent despre care îngeri este vorba, foarte clar, se arată faptul că arătarea structurii de autorități în adunare este o formă de a-L onora pe Dumnezeu în fața întregului univers. Da? În adunare poate sunt puțini persoane care ne văd felul în care ne purtăm și așa mai departe. Dar îngerii sunt prezenți și văd oameni care respectă sau nu respectă structura de autoritate stabilită de Dumnezeu. Evident, poți să Îți acoperi capul și să nu respecti structura asta de autoritate. Dar acest semn arată că tu recunoști, că știi, că accepți că te supui acestei structuri de autorități, declar lucrul acesta, că te supui acestei structuri de autorit autorități stabilite de Dumnezeu încă de la creație. Acestea fiind spuse, voi încheia acest live. Nu au mai fost așa de multe întrebări, de fapt nu prea au fost câteva comentarii. Voi încheia acest live despre Batic. Sper să fie o compilație mai condensată a gândurilor mele, un clip care va fi mai ușor de ascultat și dacă vă este benefic, dacă credeți că este necesar să fie ascultat de unele persoane, să te stabilească, cred eu, o perspectivă echilibrată asupra purtării baticului. Spun o batik, îmi place mai mult expresia cu a capului atunci dați-l mai departe, împrăștiați-l, o să îl găsiți imediat și pe YouTube și să dea Dumnezeu ca aceste lucruri pe care le-am spus în seara aceasta să vă fie folositoare. Vă doresc o seară binecuvântată și noapte bună. La revedere!